Uite, au e trecut vreo 20 de minute când m-a filmat fiimea, că am început. Uite, antena stratul total, l-am mărunțit. O sculă foarte importantă, uite, este asta, ca să vezi. Uite, asta mi-e scula mea de bază, de Wolf. E, vezi, un fel de cum să arăt, de grapă de mână. Foarte bun, vezi, ăsta mărunțesc. După ce am dat, e drept stratul, toate straturile, eu le fac de toamna, le săp, că altfel primăvara îți rupe cocoașa, te rupe așa, imediat, eu îl iau cu sapa aia mare, pe urmă cu săpăliga, cu grebla și pe urmă, uite, fac stratul. Au ieșit 11 rânduri, cum văd eu așa, n-am să mai pun ridic, nu mai pun ridic pe ăsta, las numai ceapa, numai ăsta, arpagic. Așa, ce am vrut să spun, deci, sunt obosit pe rând, cât văd eu așa, deci 11 rânduri pe rând, cam vreo 20 de cepe, deci vreo 200 de cepe bezumiez numai pe ăsta. Mai pun acolo unde e roaba, lângă lac, și ăla pun, cred că acolo o să pun, să vedem cum o să pun. Deci astea, în orice caz, trebuie să mănânc pe stratul ăsta. De exemplu, anul trecut am avut, a doua cultură, am avut vinetele, care acum nevastă mea le face prăjite toamna și le bagă la congelaș. Am mâncat vinete, salată de vinete, acum o săptămână chiar. Scoatem, ne-a învățat nana lui Irina, nașa lui Irina, de la Galați. Nițula, i-a zis, mătico, i-a spus, o să pune-le, mă, la înghețamă, mă, că nu știam cum să facem. Și, nu, ai că acum, deci ăsta e stratul și pe ăsta acum să pun ăstea, arpagicul, de la tanti Marie, arpagicul ăsta. Nu tot, clar, că e o groază.